Ultimele modelări în aur în templul muzicii. Vorbește șeful trestului Grazan Stroi, Nicolae Gheorghevici Vrânceanu. Clădirea fostei bănci de stat e unul din cele mai prețioase monumente de arhitectură din Republică și oraș. Reconstrucția și restaurarea ei în sală pentru muzica de orgă a fost încredințată trestului Grazan Stroi, direcțiilor de construcție numerele 5 și 13. Restaurarea acestei săli a fost pentru noi o mare cinste. Ea a devenit posibilă datorită faptului că în ultimul timp în Republică și în oraș a apărut un întreg detașament de constructori cu o înaltă maestrie profesională. Cu cea mai mare bucurie predăm sala muzicii de orgă maestrilor culturii orașului, fiind încredințați că ea va deveni un templu al muzicii. La 15 septembrie a avut loc deschiderea solemnă a sălii muzicii de orgă. Ministrul Construcțiilor din Republica Tovarășul Zbaraschi a transmis cheia simbolică a sălii Ministrului Culturii Republicii Moldovenești, tovarășului Constantinov, maestrilor culturii Moldovei. Primul concert a fost consacrat constructorilor restauratori. În sală au fost prezenți membrii biroului Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei. La concert au luat parte colectivele artistice de frunte din Republica noastră.